lipsește doamna Clintoagă, poate apare și ea. Așa, să spunem la vot în procesul verbal al ședinței anterioare. Sunteți de acord? Da. Bun. Dau cuvântul domnului primar să prezint ordinea. În primul rând, bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară de astăzi. Avem multe proiecte extraordinare și anume. 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Cartăleanu Eugen, ca urmare a demisiei acestuia și declararea locului acestuia vacant. 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Geandr Ștefan, în Consiliul Local al Comunei Cașeni de Subator. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 47/25/26/2016 privind constituirea Comisiilor de Specialitate pe domeniul de specialitate. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a patrimoniului Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare, Bacău, aferind anului 2019. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitare, Bacău, ADIC. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere încheiat în data de 5-7-2011 între Consiliul Local al Comunei Cașin, Vestul Bacău și SECE IOMU SRL Cașin pe o durată de 2 ani. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei generale de acordare a finanțărilor nerambursabile pentru activități non-profit de interes local. 8. Proiect de hotărâre privind diminuarea străvezii de izlat al Comunei Cașin, Vestul Bacău. Se suplimentează ordinea zi cu următorul punct, cu acordul dumneavoastră. Proiect de hotărâre privind rectificarea procesului local. Cine este pentru suplimentare? De pe acord. Atunci, vom da doamna președinte, la primul punct. Deci, se constată cetarea înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Ardăleanu Eugen, prin demisia acestuia, precum și declararea locului acestuia vacant. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre primarului Comunei și prefectul județului Bacău în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării. Raportul de adoptare. Raportul de adoptare. Comisia pentru Administrare Publică Juridică, apărarea ordinii și liniștei publice a drepturilor cetățenilor a realizat proiectul de hotărâre privind constatarea încetării înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Ardăleanu Eugen, ca urmare a demisiei acesteia și declararea locului acesteia vacant, consideră că acesta este necesar și oportun. În conformitate cu prevederea articolului 44 de legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem comisiei locale să-l aprobe în forma prezentată. Vă mulțumim. O trece la punctul 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Geandru Ștefan în Consiliul Local al Comunei Cașin de Subator. Articolul 1. Se validează mandatul de consilier local al domnului Geandru Ștefan în Consiliul Local al Comunei Cașin de Subator. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre primarului, domnului Băncilă Ilean, primarul Comunei Cașin și prefectul județului Bacău. Vă rog să, acum, la aceste două puncte, să discutați după avizare, da? Că vă trece și la votare, domnule. Vă rog și multe și la votarea caracterului domnului Ilean, da? Raport de avizare. Comisia pentru Administrație Publică și Juridică, apărarea ordinii și liniștei publice a drepturilor cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Geandr Ștefan în Consiliul Local Cașin, considerând că acesta este necesar și oportun. În conformitate cu prevederea articolului 44 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propun în Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim frumos. Acum, dacă vreți să discutați cele două puncte, și treci la votare și repunul pe aceea român pe domnul Geandru. Da, domnul Geandru. Eu m-aș referi puțin la domnul Ardăleanu Eugen, ca și coleg.
o activitate frumoasă, un om de bun simț, un om liniștit, un om care a fost prezent permanent la ședințele noastre, un om care m-am înțeles foarte bine, nu știu care a fost motivul demisiei colegului nostru, dar asta este, am luat o întrebere. În concluzie, aș vrea să mulțumesc pentru activitatea. Da, și noi la fel, mulțumim aceste tare, domnului Gravelean pentru activitatea care a avut-o până mai acum. Și aș dori, dacă se simte, ce ai văzut, da? Cine este de acord cu calitarea domnului... Stați așa prima dată, primul cu demisia, declararea domnului vacant. Da, sunteți de acord cu demisia domnului Gravelean și declararea domnului vacant? Predicați, da. Acum. Acum, cu punctul 2. Sunteți de acord cu... Validarea domnului Geantă Sfănică? Da. Atunci să depunem și... Domnul Geantă, vă rog, să spuneți. Așa. Cum ați privit, să citiți jurământul. Să semnați Geantă și de cap, consilier de cap, după Consiliul Local al Comunii. Județul Bacău, conformitate cu prevederile articolului 32 aliniat 1 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Cașin. Așa se merge Dumnezeu. Pentru municipiul Bacău, 600.000 lei. Pentru municipiul Ionești, 100.000 lei.
pentru municipiile Mâinești și orașele Comănești, Buș și Târgu Bovna și Cărmănești, 40.000 lei, pentru orașul Plănii Moldova, 10.000 lei, pentru comune cu o populație sub 3.000 de locuitori, 3.000 lei, pentru comune cu o populație între 3.000 și 5.000 locuitori, 5.000 lei, pentru comune cu o populație între 5.000 și 10.000 locuitori, 6.000 lei, pentru comune cu o populație peste 10.000 de locuitori, 7.000 lei. Articolul 3. În cazul în care, din motive obiective, primarul Comunei Cașin nu poate participa la lucrările ședințelor Agardiz Bacău, acesta va fi înlocuit de domnul Drago Adrian, având funcția de viceprimar la Comunei Cașin. Articolul 4. Prezenta autorizare va fi comunicată pe toate nominalizate la articolul 2, compartimentul buget contractat de venituri și achiziții publice, asociație de dezvoltare intervoluntară pentru salubrizare Bacău, prefectul județul Bacău și va fi adus la cunoștință publică în condițiile legii. Comisia pentru programe de dezvoltare economică socială, buget finanțe, administrare domeniul public și privat al comuniei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul atins pe anul 2019, consideră că acesta este necesar și oportun, conform prevederilor articolul 44 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001. Republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, mulțumim frumos. Vom trece la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIC. Articolul 1. Se aprobă cotizația anuală la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIC, pentru anul 2019, în cuantum de 1.000 lei. Articolul 2. Se mandatează domnul Soroiu Daniel, având calitate de reprezentant al Unității Administrative Teritoriale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIT, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 din prezentul hotărârii. Articolul 3. În cazul în care, din motive obiective, primarul Comunei Cașin nu poate participa la hotărârile ședințelor AGA, ADIT Bacău, acesta va fi înlocuit de domnul Drago Adrian, având funcția de viceprimar al Comunei Cașin. Articolul 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată pe toate nominalizate la articolul 2. Asociația de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIM, prefectul județului Bacău, va fi adus la cunoștință publică în condițiile legii. Raportăm. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunii, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la ADIC pentru anul 2019, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere, încheiat între la data de 5-7-2011, între Consiliul Local al Comunei Cașin de sub Bacău și 10 km Cașin pe o durată de 2 ani. Articolul 1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere, iar la data de 5-7-2011, între Consiliul Local al Comunei Cașin de sub Bacău și 10 km Cașin pe o durată de 2 ani, începând cu data de 5-7-2011. Articolul 2. Prezenta autorului va fi dus la altă către primarul Comunei Cașin de sub Bacău, în calitate de autoritate executivă. Articolul 3. Secretarul Comunei va comunica prezenta autorului primarul Comunei, consilierul juridic, compartimentul de buget contractat de și achiziții publice și prefectul de sub Bacău. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei. Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere, încheiat în data de 05.07.2011 între Consiliul Local al Comunei Cașin, județul Bacău și Secei IOMOSRL Cașin, pe o durată de 2 ani, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, Republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim frumos.
Proiectul hotărâre privind aprobarea metodologiei generale de acordare a finanțărilor nerambursabile pentru activități non-profit de interes local. Articolul 1. Se aprobă metodologia generală de acordare a finanțărilor nerambursabile pentru activități non-profit de interes local, conform anexe 1, ce face parte integrantă de prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă ghidul solicitanțului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile comune Cașin, alocate pentru activități non-profit de interes local, pentru domeniul cultural, conform anexei 2, ce face parte integrantă de prezenta hotărâre. Articol 3. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre primarului comunei Cașin, compartimentul buget pentru calculat de venituri și achiziții publice, consilierul juridic și prefectul județului Bacău. Raport. Raport de avizare. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement. Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei generale de acordare a finanțărilor nerambursabile pentru activități non-profit de interes local, constată că acestea este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 de Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001 republicat, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliului Local să-l adopte în forma prezentată. Da. Este vorba de organizarea zilelor localității, care au loc în perioada 15 aprilie din Sfânta Maria. Pentru a finanța aceste activități, trebuie să le facem legea 350, cum bine știți. Ok? Da, vreau tot acolo. Este vorba, noi acum o să facem numai unul sumat. Mântuitor oficial, dacă va veni un ONG și va licita aceste toate lucruri, sau organiză ei. Dacă la două ridicări, anunțuri, în mântuitor oficial, nu va veni niciun ONG, va face direct primăria. Și cred că nu va fi că cazul să mai fi foarte mică, 40.000 de lei. ONG-urile vin în general la sumi mari, 100.000, 200.000, cum sunt în oraș. Suma fie mică, la loc să vom reorganiza din nou acele activități care le cunoaștem de așa, sportive, culturale și un lucru în plus, anul ăsta va fi după 15 august, vom organiza și noi la Cașin, cum au organizat și cei de la Colibaș, cu ora care Unești. Și vor veni colibășenii din Republica Moldova la noi, aici, și de la Mahala, din nordul Bucovinei, din Ucraina, va veni de la primar cu suita de acolo și vom face ora care Unești și la Cașin, că ei au făcut la ei, acum vom face și la noi, cu cam intestin. Sperăm să avem anul ăsta, știu, la ziua artistică, niște nume mesionare din folclorul românesc, sperăm, de ce vă spun că sperăm, că sunt 15 august, este o sărbătoare foarte mare la nivel național și cam sunt împărțit. Noi chiar am sunat și la câțiva, și care sunt în Otenia, sperăm să fie un instrument în zona Batorii, ca să poată facă timp, să ajungă și la Cașa. Sperăm ca să facem o acțiune frumoasă, să ne și vremea, și să fie mai mult am dat asta, la dumneavoastră, la Consiliul Local, mult implicare. E nevoie de ajutor, știți că este muncă foarte multă. Cine a lucrat știe cât de muncă, în fiecare an, opositor, la urmă mai sunt și critici, dar criticii sunt constructivi câteodată, câteodată sunt și în răutate, dar le acceptăm și pune și parte ca atare. De asta să ne-am asumat, să fim în căsătoare publici. Și atunci, la următor. Domnul Dulcea. Raport aveți? De la suprafața de 297.996 metri pătrați, la suprafața de 225.995 metri pătrați, conform planului de aplasament și delimitare a imobilului anex la prezenta hotărâre. Articolul 2, secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarul comunei Cașin, prefectul de Bacău, în termen de 10 zile de adoptare și va fi adus la conștiință publică în prezentul legii. Raportul avizat și cum o să vă explic despre ce este vorba aici, da? Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunii, Agricultură, Gospodărie Comunală, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind diminuarea suprafeții de extrază
Comunei Cași, în județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor, articolul 44, de legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, o să vă povestesc de ce este vorba. În dealul Lada, inclusiv pe două săra, s-a cadastrat în anul 2012. S-a făcut cadastru, în suprafața. Acum, cadastrasul a făcut, nu a văzut de 1970, biospațial. Și a făcut cum a făcut. Acum, când oamenii au văzut să facă cadastru, cei care au terenul de acolo, au văzut că terenul este ocupat de primărie. Era deja cadastru. Și noi suntem nevoie să ne ridicați pe limitele noastre, dar terenul câștiga mai mult, fiindcă e teren liber lăsat, care s-a stat până pe două sărat, pe care nu l-au cadastrat, l-au cadastrat în timp când au fost. La primărie a fost, cum mă dau numai doi băieți, care au dat un nou dat, știu că a fost stâng, că a fost, nu mai zic cine a fost, și a arătat că fără limita cu aizatul cum l-a. Și practic s-a cadastrat cu o suprafață a 297-225. Câtă suprafață? Păi la 297-296 minus 225-995. 70 ceva de 72.000 de 1.000 pătrați. 7 hectare. 7 hectare de teren s-a cadastrat în terenul mare. Acum suntem nevoiți automat. Eu am dat declarație în notarială. Așa s-a întâmplat și la Burzici cu cantonul. Acolo s-a cadastrat 2 hectare jumate din suprafața cantonului și cum s-a constatat că este terenul statului. Și acolo aveți o declarație abia notarială primarul direct. Aici, fiind suprafața mai mare, cei care au făcut cadastru au cerut cu tot acest local. N-am mai acceptat declarația notarială. Da. Am dat declarație fără nicio frică, fiindcă, într-adevăr, ne-a dus pe cei prudeți oameni, mai te zi lasă, te liberezi. Și ce o să urmă asta? Poțin? Până la data o seara, la data o seara. Dar terenul, acum, noi, când o să caut un primul de cadastru, să mergem în teren, nu vom recupera terenul ăsta în nici mai mult, o să-mi dăm o iarătă de fost local, terenul este. Numai că ei s-au urcat, nu era terenul nebun. Era terenul nebun acolo, dar oamenii au urcat în fichiță, care de la meșchița, apar pe toate. Catana Nelu, Vasiliu Olimpia, familia Catana, mulți aici au plecat. Bălăcu Ioan, Dragu Bolin. Bolin practic și-a cadastrat și terenuri. El a fost care așa. Dar nu-i meseriașa? Acum sunt doar ocupat, el a fost așa. Și chiar și terenuri erau ocupat cu mării. Acum se va recadastra sau se va face modificare la cadastru? Face modificare la cadastru și nimeni nu e la suprafața asta. Da, corect, îi duce politicii noastre. Iar noi, eu sunt chef cu cadastru, sunt cadastru în continuare cu scripărău. Unde este liber. Și este liber în părinte. Nu au nimic, nu are nimic documente. Suprafața ce mai are? Mașini numai mari. Numai că terenul despre cădău e neproductiv. Mă, dar cine nu s-a făcut acolo? Deci, vă rog. Și atunci a trebuit făcut o altă? Da, și o altă modă de reintroducere. Corect. În domeniul public, în domeniul privat a acestui lucru. Proiectul care privind rectificarea bugetului local în anul 2019. Articolul 1. De aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Comunei Cași pe anul 2019 la venituri și cheltuieli cu suma de 20.000 lei. Tot cum urmează. Capitolul 35.01.02. Venituri din taxe administrative, amenzi, penalități și confiscări se estimentează cu suma de 20.000 lei. Cheltuielile bugetului local în suma de 20.000 lei sunt repartizate astfel. Capitolul 51.02.01.03 autorități executive cu suma de 10.000 lei. Capitolul 66.02.71.30 sănătate și sănătate cu suma de 7.500 de lei. Cultură și sport cu suma de 2.500 de lei. Se aprobă lista de investiții anexată. Se aprobă contul de execuție la 31.03.2019 la venituri în suma de 1.917.194 de lei. Și la cheltuieli cu suma de 865.488 lei, cu un excedent de 351.706 lei. Articolul 4, prezentă autorările, se comunică prefectul județului Bacău, primarul Comunei Cașin și compartimentul buget contabilitate, venituri și achiziții publice, în termen de 10 zile de la data adoptării de către secretarul comunului. Articolul 5, compartimentul buget contabilitate, venituri și achiziții publice, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Expune de ochii. Subsemnatul Sorului Daniel, primarul Comunei Cașin și ordonator principal de prezidente, propune rectificarea bugetului local pe anul 2019, după cum urmează. Se majorează veniturile bugetului local cu suma de 20.000 lei, după cum urmează.
La capitolul 35.01.02, venitul din taxe și administrative amenzi, penalități și confiscări cu suma de 20.000 lei. Se majorează cheltuielile bugetului local cu suma de 20.000 lei, după cum urmează. La capitolul 51.02.01.03, autorități executive cu suma de 10.000 lei pentru plata facturilor la utilități. La capitolul care este explicit, ca să vă spun și mult asta. La capitolul 66.02.71.30, sănătate, cu suma de 7.500 de lei, pentru achiziția și montarea unei fosti septice la dispensarul uman din Comuna Cașa. La capitolul 67.02.05.01, sport, cu suma de 2.500 de lei, pentru achiziție unei pompe submersibile, necesare pentru stadionul din statul Cașa. În statul Cașa, Comuna Cașa. S-a acolo stadion. Și era până acum aflat. Dacă vin vine canicula, va fi nevoie dirigat dirigat stadionul, ubicat foarte bine, după cum ați văzut, care s-a fost care de exploratorii și păcat să-l pierd din sub fost aseptic, la dispensarul m-am când s-a avut proiectarea, proiectantul a dat frică mini. Se frică, dacă frică mini, pe ce spate acolo, dacă mini sunt foarte mici și pot face față vor fi, bă, nu, dar va fi incomod, se tangezi din boată pe lună, să chemi vitanja, mai ales acum vitanja la Unești, nu mai e că raja, nu mai e acest serviciu de genul ăsta. Așa, face foarte bine. Dacă se o luați foarte bine, pentru că o lucrau, ei nu lucrau cu patru ori. Când ei, noi voiau să... Sunt și probleme la raja, acolo și n-am dășit să vă povestesc, despre ei și vor să facă. Și am ajuns la concluzia să achiziționăm o fosă de capacitate mai mare, o verticală, cum îmi permite de nu. Nu doresc și nu mai vreau să rămân acele magazii, doresc să le reparăm, magazinele care sunt acolo spate, să le reparăm, să ne facem locuri pentru magazii primăriei, când mai avem locuri în spate, și unii sunt WC-urile unde avea toaletele, doamna doctor, acolo două toalete, să le facem publice. Că a fost un alt localitate chiar și în Moldova, sunt toalete publice, ca să noi găsim mizerii, vă spun sincer, până în fântâna la dispensare. Cine, toate când m-au uitat și i-am văzut cine, că avem camera la vedere. Dar nu știu să spun cine a fost, băi, poate la părit. La, omul ăla e bun. Da, deci fosta septice și la cele publice sau nu? Ba da, deci fosta septică va fi la fosta de cele publice mine, plus și celălalt, nu pare celălalt. Ca să fie, și alea vor fi investiții, o să, va fi o mică investiție, că ele sunt turcești, niște greșe pusă, cu atâta nici fir de apă ca să poată să treacă apa, dar mai treacă, mă pot să fost mie. O să ai blocat. Blocat, cu dacă sunt chestii. Am văzut chiar Republica Moldova la Coliba și este un stat de Republica Moldova. Și avea, știți ce am fost? Da, cu ce tu ce ești pe aia ce ligeni și pe aici ce funcționate. Și nu mai de mână cu construcția, să rămână acolo. Rămână... Da, da, da. Păi cum mai zic. Pentru că asta este vorba la... Raportul de evaluare. Comisia pentru programe de dezvoltare economică socială, duce finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultorul de stăpânire comunală, protecția mediului public și comerț, analizând proiectul de hotărâre privind identificarea de proces, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor, articolul 44, legea administrației publice locale, numărul 215/2001 republicată, analizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim frumos. O să vă mai necăriți, zic eu așa, spunea că nu pot să nu se intră în lunară, pentru că nu am timp de asta evaluarea. Am cerut să facă evaluare la spațiul nou, la hematologie și interne și la puritor evaluare, ca să putem să facă licitații spațiului pentru doctorii funcționeze. Avem deja o solicitare de la subsemnat la postul Raluca, domiciliat în municipiul Mănești, de sub acolo, identificată cu cei seria 10 numărul nostru. 3.000 este mult așa, nu? În calitate de medic stomatolog, condiții prin încheierea spațiului destinat a fi ca venit stomatologic în vederea prestării servicii de stomatologie. Este un doctor tânăr, a venit, a văzut maintenență ce am inaugurat noi, un doctor tânăr care a lucrat 3 ani și lucrează și acum la un cabinet stomatologic în Bacău, la un privat care are... Deci care e diferență? A, este între 3 ani, da. Și în Unești. Și în Unești. Și pentru interne, s-a găsit un doctor, că doamna Laura Ghioca, care are competențe și medic primar, competențe și pe radiografie și ginecologie, a făcut orice. Și am discutat cu doamna și a zis că interesantă să fie să fie două spații, doamna a fi la cei două spații și a plicat și
a face programul, numai ca doamna Ghiocă va face programul în funcție de program care are existență la cabinetul dânsului, domnul Mărești. Din coace la Smocruci, domnișoara doctor va fi zi de zi, va face programul, a venit, i-a matat spațiu, chei a ieșit cu consumat, ce e problema ei, când îi va ieși evaluarea, vom face licitații ca așa în privire de lege, nu putem da altfel, vă spun la eu aș da drumul și mâine, cum ați funcționat, noi că nu, nu se fac. Trebuie făcut evaluare, o aprobă în fost local prețul evaluării, da, vom vedea cum tot va ieși, cum va aprobă fost locală, va așa, va pleca licitația și va organiza ulterior licitația sau aș vrea că am trebuit să mă spun în doamnă. Să avem doctorul. Să funcționeze cabinetul, da, s-a fost făcut, să fie util. Eu zic, fac un lucru bun, o să vedeți, cetățeni. Da, mai e o chestiune, vom discuta, nu am fiecare în timp. Vom discuta în Consiliul Local, deci vom aproba licitația, vom da o dată din Consiliul Local, vom confirma la doctorul și vom aproba și lista de prețuri. Eu deja am făcut un cap, ca lista de prețuri, să fim una mai... De exemplu, dacă ea, doamna doctor, concesionează Da, este de acord. Eu am zis, da. A zis că vrea să aprobe o listă de prețuri mai mici ca în oraș. Ca să atragă prin mătrie și accesibil. Accesibil, mi-a explicat că comunitatea din Cașul este din bătrânită, cei mulți pensionari sunt pensii de CAP, cei de... Și venitul general. Și venitul general sunt mici în comună. Și atunci, ca să atragă clienții care să nu mai duc în oraș, că sunt mulți care iau anumite medicii. Cum ați logic, nu dau un nume acum, cum e bine, care se duc. Ei, dacă o să vadă cu lucrarea aici costă cu 25% mai ieftin decât un oraș, cu siguranță, așa cu și farmacia. La început farmacia, chiar după jumătate ani, doamna care a concesionat spațiu, a zis asta, patronul, cum spun, farmacie, a vrut să plece. M-a rugat, doamna Manuela, mă dă mă rezi, nu, domnul, nu vin clienții, iau de aici, fac cartela, pleacă la Ulea. Până au realizat ei cu cardul cartier, dacă nu aveau niciun avantaj, practic erau același rețuri. Da. Și nu mai fac drum până la urmă și când îi costă niște bani în tot. Nu, ei aveau cardul cartier, nu știu că au un oraș oameni. Și nu, intră la farmacia de la noi. Și doar mai avem dar. Și într-adevăr, oamenii au realizat că prețul sunt destul de buni și aici și la fel ca acolo, și farmacia au doar un casument. Funcționează și un lucru bun. Va fi, vă dați seama că va fi un cuplu aici, un lucru foarte bun, că medicul internist va da o rețetă, da? Farmacie. Va duce aminul familiei, își va lua rețeta un compensat tot acolo pe el, vine și după farmacie și ce medicamente și pleacă acasă. Mai interesant, da, adică va fi bine, zic eu, da, vă bucur, dar am reușit în final să obținem. Ultima trașă de bani am zis că o primim marți, să vedem tot. Și am terminat. Da, da, să vă privesc, ca să dăm drumul, funcționeze. Cum stăm așa? Da. Înainte de vă invita să luați contul legătură cu materialele de pe ordinea de zi, am rugăminte, dacă îmi permiteți, să mă retrag la un problemă personală. Totodată sunt de acord cu proiectele de pe ordinea de zi. Doamna Cioana, președinte, cu aceeași rugăminte din și dacă îmi permiteți să mă retrag, să o bine dacă sunteți de acord, de acord cu da, eu sunt de acord cu toate punctele de vedere, chiar nu am nimic de considerat. Să spunem la proiectul de hotărâre înainte să plecăm. Da, doamna președinte, da. Dacă mai sunt discuții cu domnul. 1-2, nu mă opri. 1-2 sau arat, 1-3. Cu modificarea șireului. Da. 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 De poliție de stăciune. 4. Proiectul să revină cu baie cotizația anuală la... La primul proiectiv. Din cu 5 la fel cotizația la ADIP. 6. Proiectul de modelări cu urmă. Așa, domnul Băncică se abține din... Da. Deci, de acord. Proiectul să revină cu baie metodologiei cu utilizările cașului. Da. 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 Și ultimul din noi a fost știți la... Da. Proiectificarea de buget? Da. Da. Mulțumesc. Eu am făcut un... Da. Ca să... Vă zic că referitor la ordinea de zi, inclusiv proiectificarea de bugetare, nu sunt probleme, părerea mea că sunt lucruri care trebuiau rezolvate, atât cu domnul Pane,
cât și cu domnul Eugen care s-a retras. Așa. Problema cu suprafața asta de la primărie. V-am zis, trebuie făcut pe urmă inversul. Da, în conședință în care se introduce suprafața, s-a făcut vizurazul la obligatoriu. Așa. Și aș avea, dacă îmi permiteți, la diverse, să spunem așa, ce vești ne mai dați cu cârpirea asfaltului Făcurița? Cârpirea asfaltului Făcurița a realizat contractul cu firma care ne-a promis să ne face cu suma de 29.000 de lei. Era o sumă rezonabilă, că am avut ofertă de 1 miliard la domnul Nicu Șapcă. Și nu te-a face cu firma, a zis că am realizat contractul și acum suntem în negociere cu o altă societate să vină să toarne asfaltul, firma care i-a făcut de cumpărări nu va primi niciun bani, fiindcă nu și-a dus contractul acum în sfârșit, să fie sănătos. Și vom plăti pentru lucrările de asfaltare. Practic, sper că am maxim 2 săptămâni acum asta și cu elică, prin căpturile, să rezolvăm problema. Da, privind căpturile. Aș vrea să vă informez de o dată, doamna secretar, încă o chestiune. Știți că ne-a prezentat 10 ani în bancă, pe suma de 1 miliard, 9 miliarde, pentru rectificare, am câștigat procesul la Onești, pe fond. I-a respins totul, i-a anulat absolut tot. Între timp, eu am fost și o plângere penală, domnului domnul Cauză. Ieri am fost audiat și la Bacău, timp de 2 ore jumătate, ca parte plătămată. S-ar părea că data asta îi se înfundă totul, îi se neagă cu răbile, fiindcă au găfat. Au găfat în locumirea lor, dar luam bani extraordinar de mulți, se ia banul unui fără în sfârșit, s-ar putea să îi duc în proces, în instanță. Dar o vedea, dar importantul e că cu fond a câștigat procesul. Am adicat toată datoria către ei, la cei doi executori, nu mai avem multe datorii către ei. Am trimis hârtii, să-i înștiințăm, doresc, am adicat. Executorul face frumos pe ușor, nu-mi trimite că a terminat executarea, și deci noi am trimis hârtii. Urmează ca săptămâna viitoare să mă consult cu zona Mădreanu să-i fac noi de începerea lucrurilor, că contractul nu este în plan. Să vedem dacă vine la, cum se prezintă la CPR lucrări, avem motiv cum să rezidem contractul. Fiindcă noi, de punctul nostru vedere, cele două executări, conform sunt sluși judecătorești cu sumele care s-a întâmplat judecătorul, noi le-am adicat. De punctul nostru vedere, corect, calculat, cu ieși de inflație, cum a fost dată, și din coace la penalitățile care, fiindcă ei, când au zis de penalitățile, nu la 1% cu zi, noi, când am făcut prima plată, am putut vedea de el ceva, doar atât, nu vrea să o laud. Mai dau, de fapt, nu ne-am motiv. Este o contabilă foarte. Dar, da, s-o am și ținut-o până acum și sper să vedem mult. Am plăcit, practic, de principal. Așa trebuia plăcit. Dar ei au luat, într-adevăr, este lucrul atunci, au luat un drept principal în 56.000, 51.000 și 5.000 și au luat drept cheltuit de executare. Ceea ce n-avea, are drept să-l știa, dar nu un drept principal. Fiindcă ei acum au luat un noi, exact, să plată la bănci. În codul civil sunt două reglementări. Cum să fac și plata la bănci, cum să faci plata și la finanțări de genul ăsta. Și i-a aplicat plata bancară. Plata bancară, într-adevăr, ți-a trăit o bândă de finanțări, nu ajunge la debitul aia. Din via, banii pe dații. Aici nu. Se ia debitul principal, ca să strângă și pe cum mai genereze finanțări. Finanțări, cum ia finanțări. Și aici, și plângerea penală care am făcut, am băgat și acest articol. De la Egipt, care l-au încălcat, ei a făcut o rețetare de urmare material să spună, domnule, a greșit că i-am luat 50 de minții, nu trebuie să dea un principal. Iau din cor. Făcând în codul civil, implementarea de urmări materiale, este altceva. Că sunt greșit un nume, un număr, ceva de genul. Dar nu o încheiere a lui. Încheierea lui atunci trebuia neapărat de 15 zile. Are babul care era foarte interesat să dea, să o dea în judecat, să conteste. Încheierea, să încheierea, băi, din bună. Ce a făcut acolo? Nu, pentru face ei repararea erorii materiale. Data a și câștigat la autoria asta, care trebuie să vă dau, vă luau, să vă citiți, de-aia câștigat și la Unești, cu considerentul ăsta, că au încălcat legea, spune că chiar nelegală. Și el a fost la... Sper să... Mi-a ajuns cu sufletul ca banii să se întoarcă înapoi. Noi am vrea să plătim până la urmă, că ce se întâmplă? Ne este clar unui potrivit judecătorești, este judecător penal, că am întârziat cu o mare ce sunt de fapt în cauză, că am făcut în funcție de dispoziții bănești. Ce și-au luat? Ce și-au luat? Ne-a băgat trei și-au mai văzut. Am avut un suspendare, m-am suspendat și de jumătate la executare. Păi dacă s-a suspendat executarea, că nu mai trebuie să mai dau bani. Că sunt vreo 10 procese, dacă nu știu mai bine. Că și el a fost întrebat, domnule, dar cine a plătit? Domnule, a plătit în funcție de dispoziții, tot în
nici nu puteam să blochez funcționarea primăriei, că era un somn foarte mare care noi nu ne-am așteptat la suma aia să plătim 2 miliarde. Nu, și abia mai în curs. Plăteam suma aia, rămâneam prin acest, către alți terți care ne existați cu tărâi. N-a fost o sumă, vă dați seama, tot acolo a fost la Iulia, după cum am povestit, 1% într-un contract nu se pune niciodată, în codul ăsta fiscal îi spune 0,15, cel mult 0,10, s-a pus în prima dată, în mod așa, a fost un act adițional încheiat, în care i-a luat lui toate criteriile care au câștigat licitația, ieri la audier m-a întrebat, tot timpul doamna a fost și privat cu chestia asta. Da. Da. Asta e, da. Da. Ce, sper că, deci, în final, vă spun că am câștigat procesul ăsta și țin că am terminat cu nu mai avem niciun ban dat doar da. Dacă nu cumva. Acum să știți că nu-i bine, poate să spun un cuvânt validat la, nu știu cam, cum s-a mai întoarce înapoi. Eu vă spun, da, ce se întâmplă, dacă într-adevăr vom câștiga pe penal ceva și va da o trebuie să dea bani înapoi, e posibil. Da, da. Penal, dacă civil proces penal, eu mă bag cer ca cauză civilă. Deci prejudiciu. Prejudiciu cer bani. Banii aia s-au luat clauzulos. S-a prejudiciu prin plătirea banilor la plătăți. Bravo, așa. Atunci eu pot vin, ci cer în suma înapoi. Adică suma să fie respect. Dar e cam greu. Firma poate să dea familie și poate să... Nu are ceva. Hai să vă spun ceva. Finind în România, vă spun obligatoare. Sunt firme care au un vârf minor de eu. Dacă de eu, dacă ar fi anul social, are 200 lei. Ca orice firme de... Așa ar fi legea. Păi, legea este pus făcut. A trebui, la apărat, să ducă bani la școală, că pentru social, fie obligii, la spriază. Când nici la o firmă faliment, dacă el este atent, își vinde din patrimoniu utilaj și tot ce are, și mă declară. Ce e aici? Ce firme e acolo? Capitalul social, după vărstat, de 200 lei. Nu e. Simplu. Acum sper să... Bine. E bine că au terminat. Încă o problemă. Vă spun ca să știți. Suntem în licitație cu Biserica Dalcuița. Știți, valoarea bisericii e destul de mărișoare, dar 26 miliarde. Noi sperăm ca la licitație pentru să știți fii mei, știți care nu va fi licitat cu asta. Avem anul ăsta 2 miliarde și ceva, dacă nu mă înșel, prinși pentru execuții la biserică. 200 și ceva de lei. E o sumă destul de mică, dar sperăm să ridice un pic. Să o ridice. 230 de lei, da? 230 de lei. Povestea este în felul următor, că să ne canalizăm și vreau să mă canalizez ca investiții începutii, trotuare, începi trotuare și ce începi în anul ăsta. Să ne terminăm că la anul, contractul va fi făcut cu 2 ani, nu mai mult 2 ani. Citește 2 ani, va face actualitatea de prețuri și alte lucruri. Va crește valoarea. Care cu biserică? Și atunci, la anul, o să-i canalizăm cu o sumă mai mare, sumă mai mare, ce o ține, asta, poate că vreau 6-7 miliarde, ca la anul ăla, 2021, vor mai fi noi sau vor fi alții, ca să poată să aloci în contract, să o termine în 2 ani, ca să nu meargă cu majorul de prețuri. Că dacă trec 2 ani de zile, îți face reactualizare de prețuri și valoarea practic crește. Și poate să creăm utilie la actualizare. Și de asta vă zic, să ne gândim bine, că până la anul vom mai face, bine, vom mai lăsa la și la alte de și mai departe, la căminul cultural, dacă s-a tinut la papa la omul, o să prinde... Domnul Mian, vreși când sunt acolo. O să fie după ședință, așa să zic, da? O să facem fiscal în iulie, vedem cum face și ce bani în familia. Să terminăm și căminul acolo, căminul la Prița, a fi mare lucru, să terminăm acolo, că stă pe cap, da. Deci, am zis. Aș avea o altă rugăminte a dumneavoastră de diverse sunori, să nu de rău. Dar, cu ocazia votării, am observat la școala de la Curița mici mărunțișuri care s-au perintat de acum 2 ani în urmă, când au fost votările de celălalt. Da. Și cred că și eu l-ați vorbit, da? Vă rog să le... Da. Asta e respectul, nu vreau să judez pe nimeni, e respectul celor care i-ați angajat să aibă grijă de așa ceva și nu vă respectă pe dumneavoastră. Asta și este. Scuze-te de regulă. Vă spun o chestiune. La cașul la noi, aici la cașul, e ziu... Difer locuitorii localității normale. Difer în localitate. La Prița, acolo, este o fântână. Fântâna aia avea apă suficient.
suficientă pentru a rezolva problema școlii, a grădiniții, practic. Grădinița și dispensarul funcționează o altă săptămână, da? Dar sunt oamenii adresori, care s-au împătrimit, ei spune, doamne, săptămâna este a noastră, nu trebuie să nu apă de acolo. A cui a noastră? A luat sau statul cu puiță, da, reținem, a cui. A luat care cu acolo. Acum a luat decizia pe aici și domnul viceprimar, să căutăm o firmă de furare de astăzi fântân, e mult la București, să facem o fântână, mai aproape de școală, se pun în capac tot microfon. Așa e, trebuie să puneți un tub acolo. Nu, nu are, nu putem zic că e apă de acolo și apă nu are nimic. Ei când a lăsat să ia, ia vizirul, avea 102. Păi 102 de este de aia, nu? El lua tot apă de fântână, noi îi coași pompa noastră, domnul ne-a furat. Și în primăvară am găsit și un mielul sub mielul. M-am dus la fost cu băieții acolo. Bine, când vă mielul de asta. Bă, dați-o băieții, bă. Și acum, ca să nu mai, ca să nu intrăm în conflict cu oameni, ori să repărăm și fântâna aia, ca facem o altă fântână să fie și acolo nu au acces de mică. O faci la nivelul solului cu capul. Ca facem o altă dată de aici, așa la nivelul solului. Aaa, așa. Așa, 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 așa. Da, normal e zice, poate dată în cazul ei, ca să nu cazul în cazul ei, și o altă treabă cu ei. Atunci vom avea că, în dată, cred că în luna lui Iulie, a fost la centru tineri sus. Mi-a avea de a pune și achiziții și gata și eu. Și atunci va fi nevoie de apă și la etaj. Și ca să fie gata la etaj, trebuie să ai apă. Și la iarnă va fi nevoie de căldură și la etaj. Și ca să faci căldură, noi toată iarna a trebuit când dea presiunea, vine cu pompa cu ea. Bagă presiunii, așa că de-aia cu curentul, dai drumul la drumul la ventilul din țintă de la hidrofort, îți bagă presiunii pistonați. Da, să faci după asta cu siguranță, da, altă variantă, da. Securitate se dă peste cap ca să țină ușa, să nu se deschide, să nu poate așa. Da. Aia de la intrare. Domnul primar, aia de la intrare, nu se închide. A doua bani de la mine s-a acoperit bancarea aia pe urmă, apărătoarea care e. N-ați putea trimite multul este avalat, da. Sau tăm un pic în sus? Da, da, da. Să avea tot șurcul vă trebuie. Ieri a lucrat la curiță la mâna, la Mușuei, la Soroiu. A lucrat la mâna, că a fost, ieri au găsit la mâna, la fost că l-au da. Și la Zărnescu din bun la Căbina lucrat și nu se mișcă să lucruri și nu face mai. A, e șurcul are tot, numai un pic să saltăm sus și... Bă, dar e ziua să lucruri. Bă, ce vă place, treabă. Avem chiar cu un motor. Dacă a fie totul drumul. 25 ani dumneavoastră aștept. Nu s-au lucrat la drumuri, nu, acum sincer vă spun, sunt acuzat firma care a câștigat, dar nu l-am lucrat nimeni la drumuri, statorii care a fost. Norocul nostru este că firma lor care a câștigat la noi încă nu e faliment. Dar mă spunea ca și în când, da, încă nu e faliment și a promis cumva veni să lucreze. Noi avem banii, îi așteptăm, a ajuns un invers, altădată la avea noi bani și firma avea bani și dar. Acum avem noi bani, nu au ei. Rău nostru este că nu ai decât familie, am înțeleg ca și în Sănițu, ai înțeleg cu familie. Au și ei pe ei, la fel ca și noi, nu e o bucurie, că știu ce ți-am făcut muncă în 2005 și am lucrat proiectul ăsta și pe drumul ăsta la Iași. La noi am fost la ei, am făcut poteci în curte, vă spun știți ce am fost făcut. Domnul primar, a motivat acum. Go, cum se poate, iau lucrările mari la Tulcea, toate lucrările au acolo. Și a zis că, tenind lucrările aia, finalizez, poate să o casezi sumă mare, să ai un capitalul scrind din coace. Mi-a promis că anul ăsta, până în toamnă, va fi totul asfaltat. Mai puțin și anul. Și ea și ea zis, domnul, lasă, dă-mi ea, doamne, ea. Și am zis, faci la anul. La anul primăvară până în iunie, hai să-ți faci șansă, că contractul inspiră finanțarii în iunie la anul. Ar fi suficient. Da. Eu nu am spus, o să-mi ieși până în gen și așa. Nu trebuie să fie firmă, că la mai multul cu fondul și nu-i tale procesul mare. De intri și eu. De intri să știi, băi, că în iunie s-a terminat contractul. Și este interesant să știu, patru vreau să ia bani. Eu sunt un bitum la nivel național, fiindcă în 2015, când punem proiectul, bitum avea un preț. Acum a crescut prețul la barilul de petrol și bitumul, cu funcție de barilul de petrol, a crescut foarte mult bitumul. La preț nu se poate interveni în nicio formă. Asta am făcut un act adițional cu ei la manovre, mi-a obligat de aici. S-a modificat și numai că banii nu dă tot în noi, avem economie la proiect. Eu, noi am, mai avem, cred că, 30.000 de euro. Și din tot acolo, da, din tot acolo, punem noi foarte puțin, vreo 5.000 de lei, acum, în toată ecuația asta, dar la prețul nu mai voi. Nu s-a licitat, așa trebuie să-i facă. La voi, tu, dacă sunt tu o soluție, umblă la prețul, ca să facă lucrarea, acolo, câștigat generatorul, tu și la bloc lucrarea. Ai zis că nu-mi convine, că nu, prețul
intervin, modifică prețurile, da? La bitum actualizate, dar nu după alea fiind. După alea fost blocat. Oituți doar buget. Noi e bugetul la timpul avem. Adică oituți doar buget, fiindcă e cu mult mai mare, nu mă intru cu ipoti, au acolo niște societăți ca noi, vreau și ceva la somn. Da, vom vedea. Eu sper că eu am atâta speranța și mi-a spus că până la sfârșitul anului, în octombrie, va fi nimeni sau cu grea. Adică nu s-a comunicat. Să fie asfaltat. Vă dați seama că pe drumul a zis cel mai lovitor. Am mult de 3 ani, 2005. Și mult, cu pus la ea și vin la ea și cât cu și cu unul de ea, cu cu altă. Adică este mult, mame, așa, cu doamna Bogdan, și care am mai făcut la altul proiect. E mult, mult, și a fi păcat să pierdem bani și mai spus sunt bani mulți. Că când lumea se asfaltează, dar vine cazul, vine canal. La urmă, când vine cazul canal, poate să spun și atunci. De reparare, da, cu tot zicățele. La gaz, da, la gaz, suntem la faza certificat de urbanism. La fel de Dumnezeu, la viitoare, avem gata și proiectul, să depun la minister. Cu... Dar la finanțare va fi, știți, va povesti, nu? Finanțare va fi ramurtat, da. Se dau bani, și guvernul unii va da bani, dar ramurtat. Da, nu. Nu va fi după un mare, se va da pe o termen mai plajă mai mult timp ca să nu fii însătorit. Nu va mai fi din apostare, ca să așa de apostare. Cum e asta va fi? Nu spun acum. Nu acum. Ok, da? O să spună bine ăștia cu domnule. La mine acolo când ies, așa s-a confrat. Au pus cofrajele aia în picioare. Eu ca să ies, ori pe stânga, ori pe dreapta. Eu trebuie de cofrajele. Așa, că n-am vizibilitate deloc. Da, domnule. Vezi, băieții de cufrași și încă o dată, dar nu știu ce e acasă, că ea se pune cu ce. Da, am ieșit, a trecut un țigan să mă ia cu totul. Să mă ia cu totul. N-ai cum să ieși. Mie te cuflăm și gata. Și părăși părăși la multe cu de cufrași. Și acolo e care n-ai vizibilitate. Ăla a fost e bun. Eventual, limită niște vedere a fost conștientă pentru noapte să vadă. Da, da, da. Informația asta ca să le știți că vin să știți că a purizat încă o dată, cineva în bunul credință, un pic ghilimele, nu mai face primarul biserică. Dar primarul ăsta a luat inițiativa de a primua biserica, nu fie că nu se făcea nimic acolo. Fundația aia care este, care este turnată, să știți, Consiliul Fiex, că este plătit de noi. Deci, Consiliul Local a aprobat două plăți la 50.000, 50.000 fiecare și am turnat și cu fundația de pământ. Deci nimeni n-a dat ceva la a fost aprobat în Consiliul, de două ori. Da, dar spune că primarul, din cum mai face și cum zic, am luat stocul. Pornești și mi-a hotărât. Că primarul nu mai face biserie, că, dar nu este un putinut de citate de mâine. Și nu vreau să facă el? Păi, eu am zis-o domnul Soare. Ședința Ichia, dacă... Da? Da, da.